Informații importante care vin la această oră, doamnelor și domnilor, de la Institutul pentru Fizica a Pământului. În parte a exercițiului din aceste zile legat de un seism care ar putea avea loc, cât de pregătite ar fi autoritățile din România, cei de la Institutul pentru Fizica a Pământului au făcut și ei propria simulare cu privire la propagarea undei seismice. Unde s-ar înregistra cele mai multe victime? Unde s-ar produce cele mai multe pagube? S-ar prăbuși cele mai multe clădiri? Sunt date extrem de importante. Corina Matlinski este acolo și l-are alături chiar pe directorul Institutului. Corina, te ascultăm. Sunt informații care să ajute foarte mult dacă, Doamne ferește, ne lovește o astfel de situație. Bun găsit, Oana, bun găsit, doamnelor și domnilor. Așa este, suntem chiar aici, în centrul de comandă al Institutului pentru Fizica Pământului, pentru că și ei, în paralel, au făcut un astfel de exercițiu, o simulare cu calcule extrem de importante și chiar cu estimări importante pentru autorități. Și așa cum spuneai și tu, îl am alături de mine pe domnul Constantin Ionescu, pe directorul Institutului. Spuneți-mi, vă rog, despre ce calcule e vorba mai exact și la ce concluzie ați ajuns? Bună ziua. Deci, în cazul unui cutremur, noi avem rol de informare privind parametrii cutremurului în timp real. Practic, putem anunța autoritățile cu 25 de secunde înainte de a veni unda puternică în București. După aceea primesc parametrii cutremurului, cum a fost și el din scenariu de 7,5 grade la adâncimea de 140 km. Dar pe lângă aceste informații, noi putem estima care a fost distribuția intensităților în teritoriu față de zona epicentrală. Astfel încât, în funcție de intensitate, putem estima pagubele la clădirile civile. Știu că avem chiar în imagine, vă arată acum colegul meu, o hartă. Cea mai afectată zonă în acest caz, pentru că vorbim de acest exercițiu, este, bineînțeles, zona Buzăului, Vrancea. Zona Vrancea, da, deci zona Vrancea este cea mai afectată privind felul de percepție al cutremurilor și intensitatea la nivel de localități. Și după aceea se distribuie către Buzău, către Nord, după cum vedeți, sunt calcule care se bazează pe informațiile privind tipul de clădiri și anul construcției, când a fost construite clădirile respective. Pentru că vorbeați de clădiri, am văzut în aceste estimări, peste 30.000 de clădiri s-ar prăbuși, ar fi undeva la peste 3.700 de morți. Există însă, îmi spuneați, o diferență între dacă acest seism ar fi noaptea și dacă ar fi ziua. Cum e cu calculele? Dacă cutremurul ar fi noaptea, deci toată populația s-ar găsi în clădirile rezidențiale și atunci numărul victimelor ar fi mult mai mare față de situația când cutremurul s-ar produce în ziua și toată lumea ar fi la servici. După cum știți, școlile sau instituțiile publice sunt construite la un nivel de intensitate ridicat față de clădirile rezidențiale. Deci, cumva, aceste calcule sunt mai apropiate de un seism care ar avea loc noaptea și am avea nevoie totuși și de date suplimentare pentru a fi mai exact și cumva să prevenim și în ceea ce privește situația în care ar avea loc ziua. Da, da, da. Deci, practic, dacă de asemenea, pe partea de prevenție ar fi bine ca să se pună accentul privind felul cum ne comportăm la cutremur, să nu ieșim din clădire în momentul când simțim cutremurul, să căutăm locul unde cel mai sigur din locuința noastră. Era un calcul la nivel global. Dacă pui pentru prevenție 2 dolari, câștigi și 4 dolari după eveniment. Calcule extrem de importante. Vor ajunge ele și la autoritățile statului? Totul este public, deci oricând informațiile sunt publice. De asemenea, toate autoritățile statului, inclusiv inspectoratele de situații de urgență din București și din țară, sunt conectate la portalul Institutului. De asemenea, sistemul de alertare
informează aceste autorități despre iminența unui cutremur. Și aș vrea să vă mai pun o ultimă întrebare, pentru că am tot văzut acest exercițiu de seism. Oamenii s-au întrebat de ce îl facem, pentru că e nevoie să vedem cât suntem sau nu suntem de pregătiți. Însă cum este situația în acest moment în zona Vrancea? În zona Vrancea, în acest moment, activitatea seismică este o activitate normală, cu tremure cuprinse între 0 grade și cea mai mare magnitudine care s-a produs. Ce să spun, 3-4 grade au fost ultimele cutremure. Exercițiul este de bun augur pentru că ne învață pe noi sau pe cei care suntem angrenați în asemenea activitate ce să facem și cum trebuie să ne comportăm și cum să informăm autoritățile, noi ca institut. Vă mulțumesc foarte mult. Vedeți aceste hărți, l-ați auzit și pe cel mai în măsură, cea mai în măsură persoană să vă vorbească despre aceste cifre. Sunt estimative, într-adevăr, Oana, însă extrem de importante dacă e să vorbim de pregătire și, așa cum a spus și domnul Ionescu, în primul rând de prevenție. Mulțumim, Corina, foarte importante aceste date și foarte important că ele sunt oficiale, doamnelor și domnilor, pentru că au circulat tot soiul de versiuni. Mi-aduc aminte că domnul Oprescu, fost primar al Capitalei, vorbea de un studiu care ar arăta un număr uriaș de victime în capitală dacă ar fi un seism de 7 pe Richter. Vorbea atunci de jumătate de milion de victime, o situație catastrofală cu privire la numărul clădirilor care ar fi urmat să se prăbușească. De asta spun, ce s-a întâmplat în aceste zile e extrem de important și din perspectiva pregătirii autorităților și din perspectiva datelor care apar astfel din perspectivă oficială.